E clar. Bună dimineața tuturor. Tocmai am Neața. ajuns la concluzia că trebuie să-mi schimb și eu adresa de mail, să o pun Vezi, vezi? vladduțescu.com sau Nu. .ro sau Vezi că trebuie să fie Vlad Duțescu, că noi suntem, eu sunt Cristina, cristinamiul.com și la fel e și Florin, Da, Florin am Munteanu. înțeles, ok. Da. Da, îmi place Adică... că asta e o prezentare pe care noi o folosim în momentul în care povestim de cum ne prezentăm în zona asta comercială. Sunt Vlad Duțescu. Și am alături de mine pe Cristina Miul și pe Florin Munteanu, într-o zi specială de marți, care este 22.02.2022, și zâmbeam împreună când ne-am strâns să intrăm live, că deși nu ne-am gândit, n-am ales data după criteriul ăsta, ea într-un fel sau altul se potrivește cu tot ce am pregătit noi pentru fiecare dintre voi. Astăzi e un subiect special. Am pornit la drum de la ideea de a ne uita la felul în care artele ne influențează în ce facem în coaching, în mentorat, în team coaching și felul în care aducem zonă de tehnici creative și construind în zona asta și pregătind emisiunea astăzi, mă gândeam că era mult mai simplu în antichitate când arta, știința și filozofia erau împreună. Acum par un pic cam dispersate și pornind în discuția asta, prima a fost legată de teatru, apoi am avut desenul, apoi ne-am gândit în zona de muzică și aici deja ni s-a deschis paleta foarte larg. Am avut o sesiune legată de dans, am avut o sesiune legată de cântatul la instrument. Sigur, ne gândim pentru că avem două colege, Alina care va veni un pic mai încolo alături de noi și Roxana care cântă foarte frumos din voce. Și discutând în zona aceasta de muzică, am realizat, eu vin din medicină și am ceva conexiuni cu meloterapia. Știam de Florin că este pasionat de zona asta, legată și de cercetare de cum are muzica un rol anume. Și săpând în continuare, am descoperit o conexiune mai veche în zona de music therapy, cu o aplicație pentru copii cu spectru neurodivers în autism, care îi ajută și e o zonă de cum îți folosești un talent și o înclinație către cântatul la pian și un instrument al transforma într-o profesie care este ușor diferită. Și cercetând în continuare, am descoperit și o zonă de se numește sound therapy, unde am cunoscut de asemenea pe cineva foarte interesant și pe care sper să-l aducem într-o altă sesiune și care povestea același lucru. A ajuns în sound therapy pornind de la ceea ce abilitățile și calitățile de a folosi muzica ca talent. De aici încolo avem o discuție foarte interesantă cu o temă, mi se pare mie extrem de frumoasă, apropo de ce înseamnă sunetul între zgomotul care ne deranjează și muzica care ne place și ne este folositoare. Și avem marea plăcere și bucurie să-l avem alături de noi pe Florin, care sunt convins că ne va aduce câteva lucruri extrem de interesante și din zona complexității, nu doar din zona aceasta legată de cifre, artă, muzică, sunete și zgomot. Vlad, ce să zic, și Cristina, vă mulțumesc mult pentru această oportunitate. Este o bucurie din multe puncte de vedere și poate nu-i degeaba și această zi de deschidere. Trebuie
Traseul meu este complet neașteptat, pentru că, cinstit vorbind, la bază sunt inginer mecanic, adică cu experiență de vreo 15 ani în Politehnica Bucureșteană de predare a științei materialelor, cu furnalul, cu fonta și alte lucruri de acest gen, dar făcută într-o perioadă în care lucrurile au evoluat extraordinar de rapid către partea de bio, pentru că au apărut biomateriale, au apărut materiale biocompatibile care au însemnat cu un upgrade al celor care se ocupau de știința materialelor în Politehnică, cu probleme de biologie, cu probleme de viu. Și pe chestia asta încep să înțelegi că modul în care gândești asupra materiei fizice și modul în care gândești când este implicat viu necesită abordări complet diferite, cunoștințe diferite, o paradigmă nouă și iarăși o chestie de viață, de context, pentru că vârsta mi-a permis să fiu contemporan cu toate transformările, pentru că acum dacă te trezești direct în mijlocul muntelui de cunoaștere generat în ultimii 40 de ani, pare foarte dens și foarte mult, dar eu am trăit chiar evoluția respectivă a apariției instrumentelor pentru a înțelege viu. Apropo de complexitate, apropo de calculator, care în principiu când eram eu la facultate nu exista calculatorul, îl făceam cu rigla de calcul. Și acum lucrez acasă în cloud cu inteligența artificială pe intersecții pe astrobiogeofizică. Deci nu e o joacă. E o evoluție extraordinară, numai că lumea foarte prinsă de realitatea de zi cu zi nu a avut șansa să remarce conexiunile dintre lucruri și să-și upgradeze mintea astfel încât să folosească conexiunile, nu numai să știe că există. Și deci în zona asta am avut șansa să intersectez la un moment dat ideea de muzicoterapie sub forma de meloterapie, așa era la Universitatea din Brașov, pentru că totuși în Universitatea din Brașov există un, cum zice, un master în meloterapie împreună cu colegii din Londra, unde am structurat un curs care a fost șocant pentru mine, pentru că mi-a deschis o grămadă de lucruri, dar șocant și pentru săracii cursanți, pentru că era biosemiotică în meloterapie. Deci dintr-o dată numai alăturarea asta, cuvântul biosemiotică sperie, deși este studiul semnelor cu care natura comunică, ceea ce este esențial, că de fapt asta vorbim, o comunicare mai subtilă în natură, și cum pot să folosesc această știință care există în meloterapie. Deci și pentru mine era evident, dar șocul a fost extrem de mare și de o parte și de alta, ne-am speriat unii de alții. Dar mi-a permis în principiu să sintetizez o grămadă de lucruri și am ajuns la niște concluzii interesante, că e un domeniu în care nu, de fapt, întreaga realitate începe să fie de asemenea manieră cât mai împărțim lucrurile în albe sau negre, ci trebuie să punem în loc de sau și. Nu artă sau știință, ci artă și știință. La fel, nu numai zgomot sau sunete plăcute, ci și cele două, pentru că o să vedeți că în momentul de față organismul viu este scufundat într-un mediu a căror mici fluctuații, zgomotul, e esențial. Când părăsim planeta și intrăm în spațiu cosmic, avem probleme că lipsește ceva, un ingredient, un zgomot. Deci automat aceasta face ca să facem saltul nu numai de la partea de terapie în sensul biologic, ci să facem saltul către peisaj sonor și către sonoterapie urbană. Deci cu totul altceva și împreună cu colegii de la arhitectură avem asemenea activități. Și ca să pot să sintetizez în ziua de astăzi, ideea de bază este... În primul rând o să-mi cer scuze pentru cei care ne urmăresc, pentru că debitul meu va fi destul de mare, sinteza este contextuală și face legătură din multe domenii și ce va fi mai greu de urmărit, îmi cer scuze, dar sper că în timp ne vom obișnui cu acest lucru și de aceea dau drumul la prezentare, Vlad, dacă poți să mă ajuți, ca să pot să încep. Mulțumesc mult de tot! O definiție simplă în dicționar, dacă o găsim, la muzicoterapie, este că este o interacțiune non-verbală a unei persoane calificate care utilizează instrumente muzicale și muzica în general pentru a realiza anumite obiective individuale în cadrul unei relații terapeutice. Deci, în principiu, ca obiective înseamnă deja o îmbunătățire, în esență, a diferitor fațete, în general, a calității vieții. Și pentru asta folosește variația asta de a modula sub o purtătoare sonoră niște informații, că este improvizație, că este o melodie a lui Mozart, că e ceva, înseamnă că e o informație cumva în structura respectivă a melodiei, care pe un flux de vibrație, pe un purtătoare sonică, se transmite către cine. Și aici începe problema. Se transmite ce? Aici este, zice așa, este vorba de o persoană calificată.
Întrebarea este, harul joacă un rol sau nu? Adică ce declanșează persoana folosind un instrument pe care știe să le aleagă într-un context ca la șaman, sau pur și simplu poate fi transmisă la oricine care a învățat un algoritm și poate să spună în funcțiune. Și fără să vreau, s-a declanșat în mine acțiunea de cercetător, pentru că asta a fost o viață și de-aia am mers de la, cum să spun, zone inclusiv mai exotice, cum a fost piramida de la Pitești sau alte lucruri de acest gen, unde, într-adevăr, sunt depus întrebări naturii și prin asta te și dezvolți. Deci, în sensul ăsta, am descoperit că lucrurile sunt mult mai sofisticate. Adică există această disciplină majoră care studiază dimensiunea biologică a muzicii, biomuzicologia, cu mai multe, cum să spun, ramuri, care ar fi utile ca informații, ca să mă duc către muzici, către a înțelege mai bine, dincolo de a reproduce niște aplicații sau a reproduce niște metode care le-am învățat la școală, ca să înțeleg de fapt ce se întâmplă, dar ca să fac legătura cu ceea ce eu am trăit, este de fapt ceva de genul ăsta. A apărut o altă ramură. Ecologia sonoră, a peisajului sonor, este geofonie, biofonie și antropofonie. Sunt discipline în sine care ele aduc informații extrem de importante de asemenea către muzicoterapie. Deci, întotdeauna înțelegem un lucru, că pentru a merge mai departe în realitatea asta, nu poți să te duci pe bucățica care se deschide în față. Este ca la artă, este o problemă de intuiție care trebuie să-ți lărgești orizontul, să sintetizezi și după aceea eventual să faci o străpungere personală cu adus eventual informație mai departe. Eu, ca formație, după ce am plecat din Politehnică, la Academia Română, un institut de geofizică, am studiat această relație dintre geosferă, biosferă și noosferă, gândirea umană. Noosfera este cel de-al treilea ambeliș al Pământului, care este formată din cunoștințele sintetizate, paradigmă, cum îi numim, a gândirii umane. Cele trei formează modelul Gaia, planetă vie, cu care ne-am ocupat în Academie și avem rezultate extrem de interesante. În zona asta, geofonia, biofonia și antropofonia sunt elemente esențiale care dau stabilitate. Adică vreau să spun că este ingredient fundamental al vieții această componentă de zgomote care asigură ce? Nu homeostazia organismului ca stare de sănătate, adică stabilitatea funcționării organismului, ci geostazia planetară ca ansamblu, pentru că un ansamblu de interacțiuni între geosferă, partea hard de suport, biosferă, care e ca un fel de bioreactor, dacă vrei, care creează un ansamblu nou viu, viața, și din viața se desprinde o celulă specială care se numește omul, care este ființă gânditoare, nu o ființă supusă biosferei, și care generează cunoaștere, informație, structuri și care generează acest înveliș definit deja din 1890 ca fiind al treilea înveliș, noosfera, care schimbă radical problema și noi trăim astăzi această transformare. În această situație, zgomotul, și de el încep să discut câteva lucruri, zgomotul devine fundamental. Zgomotul, de exemplu, reușește să sincronizeze reacții biochimice. Deci anumite fluctuații, chiar dacă nu le simți, sunt sub limita de percepție, dar ele există, noi ne le măsurăm, că avem instrumente de măsură, constatăm că ele sincronizează reacții biochimice, iar noi suntem o uzină biochimică. Deci anumite reacții biochimice în organismul nostru se sincronizează într-un anumit tip de zgomot. Și una este lângă un picamăr și alta este lângă zgomotul valurilor. Întrebarea este ce tipuri de zgomot vor permite ca organismul să funcționeze în integritatea lui prin însăși faptul că uzina chimică este favorizată, din însăși evoluția inițială pe care am avut-o. De asemenea, cum să spun, sunt sute de lucrări științifice cu măsurători, deci e o tendință, o problemă. Zgomotul nu e de întotdeauna de dat la o parte. Apar și lucruri contraintuitive. În anumite situații, așa numește rezonanță stohastică, cu tot alt tip de rezonanță de când am învățat noi, în principiu se adaugă zgomot dacă vreau să măresc sensibilitatea în biologie. Deci am probleme neuromusculare, adaug zgomot. Îi dau pe niște electrozi o mică fluctuație, un mic zgomot suplimentar. Și adausul ăsta de zgomot, se numește rezonanță stohastică, stabilizează și dă sensibilitate mai mare, ceea ce este, iarăși, cumva, prin asocierea mentală, că zgomotul e ceva care trebuie filtrat, zgomotul este prost, zgomotul nu ne trebuie, operăm mecanic, mental, într-o paradigmă clasică. Uite că zgomotul este foarte important. Mai mult atâta, a apărut, vă spuneam, geofonia, biofonia și antropofonia. Deci avem aici trei tipuri de, cum să spun, discipline care definesc ceea ce se numește peisajul sonor.
și am posibilitatea, până un microfon, nu e banal sistemul de analiză, și face o pondere din zgomotul din mediu, cât este dat de natură, cât este dat de tramvai, cât este dat de păsări sau de alte viețuitoare și dă un estimator de calitatea mediului. Ceea ce iarăși mi se pare extrem de important în ideea de a trăi într-un mediu sănătos. Că nu e obligatoriu să fie sănătos ce credem noi că e mediul sănătos. Adică să n-aibă bacterii, să n-aibă eventual nu știu ce, zgomote, s-ar putea să fie exact pe dos. Deci trebuie să ridicăm minte la nivelul cunoașterii Universului ca să luăm decizii înțelepte. Cam asta ar fi ideea. În același timp, trăim într-un mediu cu foarte multe fluctuații permanente. Adică noi suntem, eu am avut un șoc, de exemplu, când la Academia Română am fost prima dată în contact cu dinamica cu măsurătorile de maree terestră, să înțeleg că Bucureștiul se ridică și coboară de două ori pe zi, ca suprafață, cam cu 45 de centimetri. E valul marei, e valul de maree, care apa e un metru și ceva sau până la 10 metri, iar aerul, care e și mai puțin densă, ajunge și la 100 și ceva de metri dinamica asta. Dar pământul se ridică cu 40 centimetri. Dansul ăsta nu-l percepe, dar noi îl măsurăm și vedem niște fluctuații și niște sprăștiri, cu ce vrem să ne întrebăm. Se tot vorbește de zona asta de, cum să spun, ionosferă și capcana care creează, cum se zice, frecvențele Schumann și așa mai departe. În principiu le măsurăm, numai că lumea nu știe să interpreteze graficele și de aici apar niște materiale în presă de mădoare capul care sunt preluate pe un New Age și, se difuzează printr-o neînțelegere. Deci neînțelegerea este tristă, dar zgomotele sunt multidimensionale și atunci putem să le esențializăm. Nu contează dacă purtătoarea este electromagnetică, dacă purtătoarea e lumină, dacă purtătoarea este sunet, ci contează ce se propagă, variația aia, ritmurile alea care se propagă, aia e informația, aia ne interesează și aia știm să o extragem datorită unei noi abordări. Deci, cu alte cuvinte, uitați-vă că realitatea este fractală între ghilimele, în sensul că are niveluri la care se reagregă, celula se reagregă la un moment dat într-un țesut. Țesuturile se agregă mai departe în diferite structuri biologice. Asta se agregă mai departe până la nivelul unui individ, care e o celulă funcțională, după care societatea se formează prin agregarea noastră a minților, inclusiv în discuția de astăzi, ca în final să formeze o unitate cu acea nouă sferă de care vă spuneam. Deci între ele sunt conexiuni multiple, sunt sisteme ierarhizate. Nu poți să decupezi o bucățică când toate corelează între ele. Și atunci avem noi de o altă gândire. În sensul ăsta, la nivelul de gândire arhetipală a umanității, în nouă sfera respectivă, omul are o parte în care el trebuie să se scufunde în interiorul lui pentru a se cunoaște, dar să aibă și capacitatea să uite în afara lui pentru a se vedea în ce se integrează, ce e societate, ce e mediu, ce e univers. Nu? Deci este o problemă de explorare, pentru că pentru mine omul nu este un mamifer, ci este o funcție în Gaia. România nu este pentru mine un loc pe planeta asta, ci este o funcție culturală, specifică, pentru Gaia ca entitate de sine stătătoare. Deci, cu alte cuvinte, Universul, Gaia este o parte din Univers, avem o geosferă, o biosferă, o noosferă, avem un rec mineral suport, prin care biosfera reușește să genereze viul prin cele două elemente, dar omul este cu totul altceva. Deci trebuie să înțelegem că omul, prin abilitatea cognitivă, este dincolo de un mamifer și să dăm omului valoarea respectivă, nu de piață într-un sistem economic, nu slujbași într-un proces economic, ci să facem ca economia să lucreze în sensul omului și să-l dezvolte ca atare. Deci e nevoie de o inversare de sens. Iar inversarea de sens, noi știm să o facem ca mediu academic, avem informația, numai că din păcate, nivelul de cuvinte noi este suficient de mare și atunci automat se difuzează greu în social. Și trebuie să ne ajutăm, pentru că cei care ne urmăresc, prin faptul că sunt în general în zona asta de coaching, au abilitatea de comunicare. Dar hai să facem și un mic de upgrade al conținutului comunicării, astfel încât lumea să înțeleagă că de aici încolo există o șansă inimaginabilă, inclusiv pentru noi ca o țară mică. Aș vrea să definez de la început două lucruri ca să știm ce căutăm. Există, pare o problemă când începe lumea să vadă scheme de genul ăsta, ni am pus să pun o formulă, deja există un preconcept. Hai să încercăm să devenim, să dăm la o parte preconceptele și să încercăm să folosim combinația asta de imagine și să căutăm și poate alte imagini mai favorabile care să sugereze sensul.
Eu când bag în priză frigiderul, în principiu, iau de la energia din priză energia necesară ca să fac acel proces, un proces care să transforme, să ridice, să coboare temperatura la o anumită valoare. Dacă vreau să o țin constantă la 4 grade, deci am deja o finalitate definită, trebuie să rămână 4 grade, chiar dacă afară sunt 30 de grade sau 15 grade, trebuie să fac o buglă de reglare, să reglez, să dau mai tare sau mai încet ca să compensez pierdere. Și apare ceea ce se numește bucla de feedback. Deci este un sistem banal cu feedback. Deci există o legătură cauzală, pentru că dacă nu bag în priză, nu am energia reală care vine din priză, nu va merge niciodată frigiderul. Dar ca să-și facă menirea lui să stea temperatura constantă, am o altă buclă numită legătură informațională, prin care reglez ca să îndeplinească o funcție. Deci legătura asta informațională devine esențială, că ea este masterul, ea controlează procesul, nu legătura cauzală, legătura informațională. Iar legătura informațională ce înseamnă? Înseamnă un cod. Ce face frigiderul? Are un senzor în interior de temperatură, măsoară temperatura, o compară cu ceva, cu memorii care îi spune eu ce temperatură să fie și în funcție de situația acestei comparații pornește sau oprește frigiderul. Adică din priză pot să am energie constantă pe toate procese, dar eu îmi iau cât am nevoie prin întrerupătorul ăsta logic. Aici am o forță continuă, am legile clasice ale mecanice, pe când aici legea asta informațională depinde de codul ăla, căci numai combinația asta de aici va deschide ușa de ghilimele. E, muzica asta este ceea ce caut eu. Care este structura sonoră, ritm, melodie, armonie, care bucățica respectivă declanșează niște procese în corp, declanșează niște procese în comunicarea dintre organe, că se echilibrează fără mintea mea. În altele situații din cont, am nevoie de legătura mea cu spațiul transcendent în care matricea mea informațională să coboare în mine o informație. Deci automat trebuie să știu ce caut. Și noi ne-am uitat mai la mărimi cantitative și pentru prima dată când avem această deschidere către legătură informațională. Iar elementul fundamental este că aceasta a fost definită cu 10 ani înainte de către un român, Mihai Drăgănescu, academicianul Mihai Drăgănescu, în noua viziune numită ortofizică. După 10 ani, această nouă viziune a fost preluată și instalată, iar noi, din păcate, și asta e durerea mea, în România avem o tendință de a vorbi și a de da exemple nume cu partenerii și cu personalități din străinătate. Nu îi căutăm, că totdeauna în România am fost cu 10 ani mai devreme ca și o dobleja, pentru că de fapt asta este deja o problemă de cibernetică. Nu poți să discuți despre viu fără cibernetică, iar cibernetica cu 10 ani înainte de tata ciberneticii a definit-o și nu în România, ca să zici că nu avea imagine, ci în Franța, o dobleja. Deci, în principiu, noi avem resursa de la origini, nu aplicațiile imediate aducătoare de profit, ci însă și înțelegerea în sine. Și asta trebuie să o propagăm ca întâi să înțelegem. Fac o paranteză, eu nu nasc un copil pentru câmpul muncii. Eu nu nasc un copil ca să-l arunc în câmpul muncii, eu ca părinte să-l pregătesc. Nu, eu nasc un copil să dezvolt, să devină ființă umană, să vadă universul și câmpul muncii este un mijloc, nu un scop. Pentru că știu eu cum arată câmpul muncii pentru generația alfa. Eu pun acum o întrebare pentru cei care sunt acum, neavăd. Credeți că puteți da sfaturi? Cum arată câmpul muncii pentru un copil de 9 ani? Când mai are încă 15 ani până să ajungă? Eu nu știu ce se întâmplă peste 2 ore. Așa de mare dinamica actuală. Deci automat trebuie să regândim cu totul altfel, să-i dăm autonomie omului. Nu? Deci avem nevoie să înțelegem că pattern-ul ăsta este esențial. Asta căutăm. Ordinea asta, ca la cheie, zinții în ordinea aia respectivă. Bucățica aia care e declanșatoare, nu-i cauzat, nu cauzează. Și declanșează un proces. Facem distinție între fenomenele care au nevoie de energie ca sistemul să existe și altele care sunt foarte mici, dar structurate, care declanșează. O singură frază, dacă pot să o spun într-un mediu, pot să mă trezesc cu un pumn și nu o frază, un cuvânt. Dacă îl înjur pe unul de când nu trebuie și mai ales într-un moment critic al lui, am primit pumnul instantaneu. Dar diferența dintre cauză, un cuvânt banal, și pumnul care îl prezentă este foarte dezechilibrat, adică efectul nu mai mare decât cauza. Deci nu trebuie să găsesc niște relații cauzale ca să înțeleg problema respectivă. Și asta e una dintre problemele fundamentale. Da? Deci, cu alte cuvinte, cod e fundamental. Avem coduri făcute de om și avem coduri făcute de natură. Codurile sunt un fel de limbaj, de elementele fundamentale unui limbaj. Notele muzicale sunt un limbaj, sunt elementele, să zicem, primare, care, asamblate într-o anumită ordine, formează mesajul, adică melodia.
Codurile astea, codul genetic, codul muzical, literele de la alfabet sunt elemente de cod care se așează după niște reguli, reguli determinate de natură aici, aici de noi, de ca oameni, și generează un mesaj. Mesajul este de exact ordinea asta de care vorbeam. Ordinea asta, că pot să vorbesc necoerent sau pot să vorbesc foarte coerent, pot să vorbesc asamblat într-o anumită variantă, dar voi vorbi cu același sunete, nu vorbesc cu altceva. Și când zic cuvântul tensor, unii deja au așa o mică vibrație, pentru că e din matematică ceva și mai subtil, și săracul cuvântul tensor nu are nicio vină, el este doar o vibrație, el poartă un mesaj. Și mesajele astea, în principiu, sunt de două variante. Mesaje culturale, într-o abordare a ființei umane numită gnoseologic, adică este emanația minții umane și are o anumită zonă, și anumită zonă în știință, anumită în cultură, în economie, pentru că este modul în care noi putem genera mesaje și comunicăm unii cu alții. Trebuie să ne și înțelegem, dar e mai complicat, pentru că venim din prea multe domenii diferite. Dar avem, de fapt, ce mă interesează pe mine în sensul meloterapiei, să înțelegem mesajele care declanșează natura în sine, adică declanșează procese biologice, psihologice, subtile, în astral, în alte dimensiuni, care poate nu le înțelegem noi prea bine, astfel încât să obțin homeostazia organismului, că nu se mete fericire fără sănătate primară, deci automat să am homeostazia organismului, geostazia planetară și așa mai departe, ca să ajung și la cuvântul armonie, care e departe. Noi nu le înțelegem, îl folosim, dar habar n-avem ce e ala. Și al defini, ca să pot să-l înțeleg și ca prin înțelege să mi-l asum și să-mi creez un mediu social de tipul ăsta, e o diferență foarte mare. Deci, ideea de bază că noi căutăm să înțelegem cumva limbajul naturii și această idee se numește biosemiotică. Deci biosemiotica este studiul și încercarea de a descoperi modul în care se împachetează informația profundă care ne face să fim ce suntem, de la materia neanimată până la materia biologică. Adică zeci de cursuri, e domeniu, e un metadomeniu, este foarte modern. Copiii noștri trebuie îndrumați aici. Și asta mi se pare că ar să fie rolul în academii. Academiile n-ar trebui să fie numai un loc de consacrare sau să se bată ca să obțină proiecte, să conducă proiecte, că nu sunt executivi. Ei sunt mintea umană, esența minții umane. Academia este, ar trebui să fie busola de orientare a societății către o direcție care este fertilă, care se mișcă în continuare. Deci aceste cărți trebuie lămurite. Legătura, să știți că Avatar, apropo de filmul Avatar, pădurea aceea sacră este deja o studiez. Eu am aici senzori în pomul meu și discutăm de ani de zile. Începem să înțelegem limbajul, prin pattern recognition, începem să înțelegem limbajul cu care pădurea, prin rădăcinile care structuri fractale, apropo de cuvinte din altă limbă, își generează conexiunile prin micelile care sunt în ciuperci. Deci e o nebunie generală. Dar este nouă cam cu ce să o măsori. Și atunci, prin ea, chiar dacă nu pot să înțeleg direct meloterapia, pot să încep să-mi adun informația acolo unde sunt zone, ca să duc în final spre meloterapie informația, nu să tot citesc ceea ce au făcut alții și mă autocitesc și rămân tot timpul în buclă, având sentimentul că îți cunosc. Deci mintea poate fi foarte ușor păcălită, în loc să se dezvolte, să rămână într-un ghem de idei. Deci E dintr-o dată biosemiotica asta, fără știința complexității, nu prea are sens, pentru că o să vedeți de ce, iar asta fără așa numită știință computațională, iar nu se poate. Deci, ca să pot să înțeleg întregul, trebuie să înțeleg ce reglează, ce sunete sunt necesare pentru reglarea întregului sistem pe toate scările respective. Deci trebuie să ridic mintea la nivelul complexității naturii. Eu aș încheia această primă prezentare un pic, să facem și o mică pauză de eventual de discuție, pentru că aș vrea să lămuresc un pic că pentru a putea pătrunde în înțelesul pe care vreau să-l dau eu acestei meloterapii și să împărtășesc ce a trezit în mine această aventură a construcției unui curs de meloterapie, a fost această problemă că de fapt noi ne transformăm, suntem scufundați într-o societate care are un nivel de dezvoltare numită paradigmă, care ne-a creat niște preconcepte, ne-a creat niște mecanisme mentale care într-un fel sau altul ne țin pe loc sau ne dezvoltă. În principiu, la bază avem cuvinte și un areal de cuvinte desprinse din lumea generată prin trăirile personale, prin simțuri și emoții. Am pus mâna, ăsta este un creion, am pus mâna, știu despre ce e vorba, deci automat sunt populat în prima etapă,
cu ceea ce se numește lumea văzută prin simț, adică se numește limbaj vulgar, nu vulgar în sensul vulgar, ci vulgar în sensul de obișnuit. Deci dacă rămân la nivelul ăsta, nici măcar nu pun problema. Dar apoi să încep să gândesc gândirea care gândește asupra gândirii. Adică este doar o comunicare, o viețuire și care sunt convins că au și animalele în momentul de față într-o formă sau alta destul de elaborată. Dar omul, prin faptul că a început să exploreze realitatea dincolo de cuvinte, constatăm în principiu că există cuvinte specifice care se numesc noțiuni. Noțiuni de matematică, de fizică, de biologie, de chimie. Știți câte sunt? Peste 8.000 de asemenea cutiuțe, care sunt arealul de diplome care se dau cu o ierarhie de personalități, cu o anumită structură internă, care și-au săpat niște ghepuri de asemenea manieră încât între noi sub nicio formă. Nu putem să înțelegem întregul astrobiogeofizică și să intrăm în consonanță cu natura sub nicio formă. Nu avem cu ce, pentru că încă nu am făcut legătura dintre. Această zonă, noi în perioada ultimii, să zicem, 50 de ani, prin toată tehnologia, prin comunicarea, prin faptul că uite, putem să ne discutăm mediat de internet, au hibridat domeniile, de-aia am zis, de artă și știință, literatură și matematică, cum să spun, frumusețea științei și știința frumuseții. Lucrurile se ambină din ce în ce mai subtil. Și atunci încep să creeze nu numai punțile, ci distilarea semnificațiilor și esențializarea ei. Apare o rafinare semantică, o gândire critică de altă factură. Dar asta înseamnă un nivel de abstractizare, nu de concretizație. Că din concret nu o să pot să ajung să încep să simt universul în adevărata lui valoare. Aceste lucruri fac ca să facă un salt de la noțiuni la concepte. Conceptele sunt alte litere, dacă vrei, într-un alfabet mai subtil, cu care poți să realizezi niște metalimbaje care încep să cuprindă întregul, nu părțile din domeniul meu și să fiu din ce în ce mai precis pe o bucățică, și nu înseamnă că e rău. E foarte bine, că înseamnă că mi-aduc aportul foarte bine când e nevoie. Dar nu e nevoie tot timpul de setilă în echipă. S-ar putea asta fie de nevoie de setilă, mâine de flămânzilă. Dar ca să fie toată povestea asta activă, trebuie ca fiecare să se respecte reciproc și să-și aducă contribuția la momentul potrivit. Deci trebuie să facem conexiunea dintre ele. Când facem această legătură, se devalează cu totul altceva. Aici a fost să existăm, pe când deja începe prin această abordare devalarea sensului evoluției. Eu spun omenirea are omenire. În joc de cuvinte în România, interesant. Omenirea are omenire, numai că nu suntem conștienți de ea. Că avem senzația că e important să mă la serviciu, să fiu cel mai tare în parcare. Deci, sub forma asta, e nevoie de metafizică ca să înțeleg mai departe realitatea respectivă. Metafizica este, nu e o întoarcere la Aristotel, numai așa ca să ne vorbim de poveste, ci e o nevoie de limbaj ca să înțeleg, nu numai să utilizez. Deci, dacă mă duc pe bucățica de aici, până la nivel noțional, eu utilizez natura. Mulți colegi de-ai mei, studenți de-ai mei de la electronică, care a fost totuși o facultate și este o facultate de nivel, au terminat facultatea și nu făceau distinție semantică naturală, limbajul natural, între tensiune și curent. Deci nu se poate să folosești neglijent niște cuvinte, că se transferă din mintea ta și mintea celor din jur o confuzie. Aseară s-a oprit curentul în drumul taberei. Păi nu s-a oprit curentul, fraților. Aseară a căzut cauza, adică tensiunea. Aseară a căzut tensiunea, nu curentul. Curentul e o consecință. Când scot din priză, cade curentul și din priză, dar în priză nu mai e sursa. Deci nuanță de genul ăsta mă așteptam ca unii care au făcut facultatea să înțeleagă și să instinctiv să vorbească corect. Dar se pare că nu e necesar, pentru că scopul nu a fost să înțeleagă fizica pentru electronică, ci să utilizeze fizica pe bucățica lor. Dacă toată lumea utilizează bucățelele respective și toată lumea are decupajele astea între noțiuni, cum să avem întregul vreodată? Cum să avem armonie, cuvântul armonie care înseamnă muzica sferelor, care e dincolo de dincolo, dincolo de percepție? Crezi că aia se face așa cu în spatele muzica sferelor, în spate cu totul altceva? Deci aici aș sugera că prima etapă pentru mine în jocul ăsta de transformare, suntem într-o etapă de metamorfoză. Metamorfoză umană. Omul traversează o metamorfoză. Lockdown-ul ăsta simbolic, în 2004, s-ar dămâna la alta, în 2004 am scris un articol în ziarul Ziua pe două pagini. În 2004. Anul 2020, anul critic planetar. Deci, încă o dată,
era evident, aveam ca la Șocul viitorului lui Toeffler, era, 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 nu știam că va fi cu un lockdown de tipul, știu eu, pandemie. Dar era perioada între 2030-2040 când are loc o reașezare care înseamnă stop, esențializare, altceva. La fel cu stop, generația Z are copii de generația Alpha. Deci nu mai am încheiat alfabetul, am început altceva. Începem altceva. Și nu interesant, poate mi se pare chiar puțin mai subtilă situația, că azi e o zi palindromică particulară care sugerează de aici încolo altceva. Deci aș face o mică pauză eventual de niște întrebări sau niște observații ca să pot să merg mai departe în partea mai concretă. Nu pot Sigur. Fără acest cadru. Fără cadrul ăsta nu are semn meloterapia. Meloterapia nu este doar o meserie. Meloterapia este un sprijin mental pentru armonizarea sufletului cu omul și cu mediul înconjurător. Deci este cu totul altceva. E un prilej unic. Dacă tratez numai ca meserie, ca să fiau și eu, că am niște abilități și pentru că văd că e o modă, o să văd că degeaba, pentru că e nevoie de un pic de șaman. Șamanul are nevoie de niște ingrediente subtile și dacă șamanul nu știe să discearnă, știți cum e acea rugăciune importantă a seminătății, să-mi dea Dumnezeu puterea să îndur ce nu se poate schimba, energia să schimb ce se poate schimba și înțelepciunea să discearnă între ele. Pe înțelepciunea asta se ridică tocmai printr-o forjare dintre arte și știință în fiecare în parte împreună lucrare. Apropo de duhovnicie, împreună lucrare. Iar noastră aveți un avantaj extraordinar de mare, ziceam și cu Horia Mârgu de atâta timp. Aveți avantajul că noastră știți să difuzați în social. Dar haideți să văcăm și o bucățică de altceva decât cele care le știm să le facem puțin din ce mai mecanic în niște PowerPoint-uri. Într-adevăr. Dăm sămânță pentru altă lume. Fă cartea mea scrisă sămânță pentru altă lume. Să facem măcar semințele pentru altă lume. Chiar dacă sunt utile acum. Mulțumim frumos, Florin, pentru prima parte. Cred că e foarte utilă. Și mă gândeam la logica nevoii de a avea o imagine de ansamblu în coaching, gândindu-mă la ceea ce de obicei se spune în profesia noastră, faptul că e foarte util să ai procesul, să știi să folosești procesul cum trebuie. Și asta te ajută să susții clienții către ce au nevoie. Și mă gândeam că într-un fel aș lega-o de muzică. Și în momentul în care înțelegi și contextul, ai viziunea de ansamblu, ai înțelegerea foarte bună a termenilor, îți e ușor să, cu ghilimele de rigoare, improvizezi și să iasă o sesiune de coaching ca o muzică de jazz. Sau poate să, din lipsa înțelegerii contextului, să iasă doar un zgomot care nu neapărat are sens, mai ales pentru client, și lucrurile se încurcă. Și următorul lucru la care mă gândeam e faptul că de cele mai multe ori oamenii vin în coaching înclin să cred din cauza că se împotmolesc în situații complicate. Și practic coachul are rolul de a se uita la o serie de aspecte complicate, de a face un pic de ordine și a vizualiza complexitatea și cu zoom in și zoom out să ajute clientul să determine ce e simplu de făcut, care sunt primii pași care îl ajută să se ducă mai departe. Și ultimul lucru care mi se pare important, apropo de și de ce ai prezentat tu, e faptul că e foarte ușor să ne uităm la o decizie care are un impact la primul nivel, dar la fel de important e să înțelegem și noi, pentru că în felul ăsta putem ajuta pe clienți și clienții, care e impactul în planul 2 sau de gradul 2, cum se numește, a ceea ce vor să facă și a ceea ce și a lucrurilor pe care le fac și care e impactul la
nivelul 3 sau în planul 3, pentru că există o succesiune de impacturi ale deciziei. Acum aș mai pune două lucruri. Unul care l-ai spus foarte interesant și faptul că nu facem copii ca forță de muncă, și aș aduce aici un pic de claritate istorică, pentru că dimensiunea asta de timp mi se pare foarte importantă. Înclin să cred că până acum 100 de ani, ceea ce la dimensiunea civilizației umane cred că este echivalentul unei zile, copiii erau făcuți exact preponderent pentru forță de muncă și de cele mai multe ori ceea ce oamenii produceau erau forță brută, forță fizică și mai puțin forță intelectuală și gândire. Și aici e o dimensiune interesantă. Și în ultimul rând, întrebai tu la un moment dat ce suntem sau spuneai despre ce suntem, și cred că varianta completă din perspectiva noastră e ce suntem, ce ne dorim și ce facem. Și asta cred că ar fi o zonă rotundă. Până să-i dau posibilitatea și Alinei să vină cu primele impresii, o să iau din comentarii. Avem două întrebări. Alexandrina întreabă cum se pot determina pragurile de adaptabilitate ale omului la mediul urban, mai ales în condițiile în care pragurile sunt dinamice, cum se pot sau s-ar putea determina. Și ne bucurăm să o salutăm și pe Adina, care este din nou alături de noi și aduce în discuție un pic despre sistemele complexe adaptative și modelul acesta de a vedea complexitatea și sistemele. Și întrebarea este cum am putea noi oare să facilităm o gândire interdisciplinară. Notat. Intervine Alina acum sau vorbesc? Să rămână. Bună dimineața! Tare. Eu am ajuns mai târziu la conversație. Încă ascult, încă încerc să sedimentez informațiile. Clar, mă uitam la harta care este pe ecran și suntem într-un proces de, nu de generalizare, dar de încercare, din ce văd eu pe ecran, de a privi lucrurile un pic cu altitudine, de a avea acea imagine de elicopter, cum se spune, și care ne ajută să nu ne pierdem în detalii și ne ajută să vedem pe unde suntem și ce ne poate fi de folos. Da? Eu văd aici ca un fel de inventariere a resurselor sau a posibilor perspective. Încă ascult să prind detaliile și aștept cu curiozitate răspunsul pe care îl vei da, Florin, la cele două întrebări care mi se par super interesante. E foarte important. O să te rog, dacă poți, Vlad, să oprești puțin prezentarea. Sigur. O să spun că vreau să sar peste câteva ca să mă duc puțin mai încolo. Uh-huh. Să nu deranjez imaginile, pentru că vreau să și vedem partea mai subtilă. Numai o clipă. Așa. Ca răspuns ar fi, în primul rând, ideea de tranziție, care vă spuneam că a fost prezentată încă din 73 de către Töpfer în Șocul viitorului, arăta că noi în următoarele 30-35 de ani vom avea un salt neașteptat de tranziție de la manoperă multă cu puțin gânditori la manoperă puțină cu mulți gânditori și cu accent pe creativitate. Lumea a luat asta ca creativitate și inovare, este societatea cu noi, am luat-o ca logică, dar n-am înțeles de fapt cât de gravă este afirmația. Adică noi o afirmăm fără să înțelegem ce se spune. În clipa în care ești creativ, prin însăși noțiunea de dicționar și nu inovativ, creativ înseamnă
ceva care n-a mai fost făcut, este nou. E așa de nou că nu va avea piață, prin definiție. Ce piață să aibă când a venit Einstein și a spus că se schimbă? Era în mintea unui singur om treaba asta și era așa de abstractă, până să se difuzeze în social și să apară cineva care să transforme într-o realitate și să facă GPS-ul care folosește gândirea lui, lui Einstein. Că dacă nu avea Einstein gândirea asta, nu putea să avem GPS-ul, că nu avea precizia necesară, că trebuie corectat spațiotimpul din cauza acestui proces. Deci difuzia în social până la pragmatic are nevoie de incubare unor idei care sunt în creativitate. Păi noi vrem să avem imediat creativ, dar în același timp să avem și piață imediată. Și noi facem training cum să facă ei creativ piață. Fiindcă automat înseamnă că mă raportez tot din la structura societății, care structura societății cea care dă succesul, nu pe munca mea. Poate să fie munca mea până mâine, dacă societatea nu știe să absorbă ca să întoarcă partea financiară, nu se închide bucla. Deci suntem în ceea ce se numește și o carte scrisă acum vreo 25 de ani, The End of Work. S-a încheiat munca în sensul obișnuit. Munca devine mult mai subtilă și mai abstractă. Iar noi ne ducem din ce în ce mai tangibil, scufundat din ce în ce mai mult în emoția primară, în tangibil, în esteticul învățat, tot dată de Matrix în istorie. Deci de aceea este foarte, deci ni se atrăgea atenția în șocul viitorului încă de atunci, din 73, cât de grea va fi pentru societate să suporte consecințele acestei transformări. Și mai spuneam un lucru important apropo de o altă carte importantă, Povara Cunoașterii. Este o carte de science fiction, o găsiți în editura Nemira. Povara Cunoașterii sugerează exact chestia asta, că în clipa în care umanitatea traversează o evoluție, nu contează cauza, o evoluție mentală cu viteză foarte mare, abilitatea de a absorbi cunoașterea e dependentă de fiecare în parte și se creează stratificări cu tensiuni sociale, cu probleme care trebuie gestionate. Și cartea aia e un fel de eseu, mi-a plăcut titlul, Povara Cunoașterii, un fel de eseu de un om de anumită calitate care avea și o parte mai tehnică, mai abstractă, un eseu cum să se descurce societatea. Deci autant, noi nu avem soluții pentru treaba asta. Tranziția este așa de neașteptată și e așa de mare potențialitate, așa o să vedeți în partea finală cu prezentarea rezultatelor de măsurători concrete, cum am reușit să fac calculatorul să descopere semnalele care, sau sunetele care, sau melodiile care sunt pentru meloterapie față de celelalte. Deci există și partea de tehnică concretă. Toate astea sunt oportunități care modifică percepția, modifică referențialul, preconceptele, care creează ce? Frică. Frică personală și mimăm de multe ori acțiunea de ieșire din out of the box. Păi suntem tot timpul out of the box, dar numai până un pic. Și sau unii s-ar direct într-un val fără să aibă, cum să spun, o strategie de mișcare într-un spațiu necunoscut. Dar în orice caz, marele program mondial în momentul de față pentru minte, pentru creier, nu mai este să văd numai partea de structură internă a creierului, asta e destul de structurată, bine cunoscută, ci conexiunile, programul Connectom, conexiunile. La fel și aici, conexiunile dintre discipline, conexiunile dintre... De aceea, Basaram Nicolescu este un personaj fundamental, părintele transdisciplinarității, care definește această metodologie, abilitatea de a vedea printre discipline, între discipline și dincolo de discipline. Care e mai aproape de metafizica lui Aristotel, de venită pe cuantică, pentru că profesorul Basaram Nicolescu este fizician cuantist, membru al Academiei din Paris, membru al sutelor de academii din lume, este tata transdisciplinarității. Deci e tot un român de al nostru care a simțit nevoia ca între Orient și Occident, prin însăși cultura noastră, să pună împreună creând o metodologie de a aduce partea tangibilă a științei obișnuite, rigoarea, cu partea de interpretare, un fel de hermeneutică a interpretărilor mai subtile, care trebuie antrenat, deci trebuie un training. De aceea eu am generat acum vreo 12 ani o cafenea în București, am avut 8 ani de întâlnire fiecare săptămână, cafeneaua complexității, care pe internet cu atâtea ore, sute de ore de înregistrare a lor oameni care au vorbit de această transformare, au adus argumente. Unii au absorbit, alții s-au încrâncenat. Fiecare, deci nu văd o optimizare, pentru că liberul arbitru este liberul arbitru. Contextul fiecăruia este diferit. Unii au libertatea socioeconomică și își permit, alții sunt constrânși de viață, de context, nu își permit. Nu ne putem acum crea, putem crea doar prilejuri. De aceea eu am definit o meserie nouă pe care mi-aș dori poate împreună să o generăm, se numește designer de prilej.
Eu sunt designer de prilej. Nu pot să rezolv problemele. N-am cum să rezolv problemele. Dar am făcut așa de multe variante de prilejuri de a se întâlni lumea cu așa ceva, cât s-a difuzat în social. Cât s-a difuzat nu pot să văd. Și o las să curgă, pentru că n-ai cum să o structurezi într-o variantă de cursuri, că altfel vine și ia lumea în mod automat, mecanic. Și nu vreau să întreb asta. A doua problemă. Acum îmi dau seama, Alina, că noi ce facem e un fel de facilitare de prilej. Extraordinar de important. Dacă nu ați înțelege asta, legea lui Pareto spune 80-20. 80% facem ce știm fiecare, că trebuie să ne conservăm, că nu putem să ne desprindem total. Dar 20% ne concentrăm cu referențialul ăla de smerenie, pentru că nu mai sunt specialistul nu știu care, și ne punem împreună. Dacă eu, la fiecare tranziție, când am umblat dintr-o meserie în alta, că am umblat în atâtea locuri, cum să spun, am fost zero în domeniile în care m-am băgat. Căci venind din Politehnică să ajung în geofizică, sunt laboratoare subterane sau în vârful vulcanului, în Oceanul Indian, înțelegând mișcarea Pământului înainte și după o erupție și cum se reface viața, păi n-aveam bază necesară. Tot timpul am fost ăla mai mic, că nu știam. Dar pe chestia asta am învățat și am transformat abilitățile de la meseriile anterioare în avantaje în domeniul ălălalt. Căci nu m-am măsurat cu ceilalți. Deci automat noi trebuie să creăm niște prilejuri, mai ales pentru copiii noștri, într-o altă formă de a vedea materia. Degeaba stăm să acuzăm învățământul. Învățământul este format tot din noi, din oameni, de familia, asta e realitatea. Educația nu se face, școala nu face decât transfer de cunoștințe, atât, transfer de unelte, cunoștințe, nu cunoaștere. Cunoașterea este corelația specifică a cunoștințelor în înțelegere. Pe asta n-au timpul să o facă. Cum să facă? Da. Și asta e altă discuție care eu am adus-o la un program, cum este programul Nexus, care l-am verificat pe 40 de ani, pe fata mea, pe viața noastră, că funcționează. Dar este extracurricular, este în afara mainstream-ului, pentru că lumea e mai atentă să împrumute din străinătate școli și curente că vin cu franciză. Și noi ne-am învățat că trebuie să mergem la aia care sunt cu franciză, nu la aia care încearcă cine e ăla. Deci automat e momentul ca 10% sau 2% din viața noastră să încercăm să folosim prilejuri de a difuza și cine are puterea să se miște, se miște. Și după aceea, sigur, prin avalanșa ca la filmul acela Dă mai departe, Pay Forward, se duce natural. Adică aia face natura, nu mai facem noi. Nu ne facem noi, eu fac program și o să fiu cel mai tare, că eu fac program. Nu! Noi ne facem misiunea de a concentra, rafina, ajuta, dialog cinstit între noi, că nu dă cineva, cum să spun, referențial aici și mergem mai departe. Dar mă întorc acum la problemele legate de adaptabilitate sau monitorizare. Vedeți, sunt două probleme. Întotdeauna când am o problemă cantitativă, cum să măsori, deja am coborât într-un nivel pragmatic. Pentru că sunt obligat de bucla, dacă nu știu să evaluez finalitatea muncii mele, nu primesc banii. Nu, n-are nicio legătură. Întâi, dacă vreau să fac un salt de gândire, trebuie să am puterea să pun întrebarea altfel, întrebările de sens. Ce e adaptare? Păi adaptarea, în principiu, ca să pot să o măsor cantitativ, să o definesc. Și eu vă spun acum că nu mai putem defini în sine, pentru că nu e adaptare. Adaptare înseamnă că e o modificare, o reașezare internă într-un sistem, a unor părți, ca să fie mai adecvată unui mediu exterior. Căci e adaptarea mea la mediu, la fluctuația mediului. Păi mediul se modifică cu așa o viteză, prin cuplajul creativitate, inducție mediu, mediu, schimbare de mediu și mă provoacă încât trebuie să schimbăm noțiunea, se numește coevoluție. Deci noi acum coevoluăm cu natura, nu mai ne adaptăm la natură, nu mai avem timp să ne adaptăm. Căci viteza de transformare a unui gând în produse și produse în obiceiul și în detașări de trecut a unor tineretului care nu mai vrea să facă, pleacă în plimbare, chiar dacă nu mai are bani, ia străcelul și pleacă să exploreze lumea. Deci se deconectează pe așa de multe variante încât trebuie să învățăm să coevoluăm. Ca să înțeleg cuvântul coevoluție, am nevoie totuși să trec puțin prin complexitate în sensul de la Santa Fe. Și o să vă arăt două clipe ca să vedeți cam care ar fi ideile principale. Deci sunt în mișcare noțiuni de cu totul altă factură, care cu creativitatea noastră, cu experiența noastră, le-am putea pune într-o cu totul altceva și vă garantez, da, un scris azi, în 2022. E aproape și 20. Da. Îți dai seama ce zona, adică această reîmpachetare
a realității este așteptată de societatea globală, academică și neacademică. Noi putem să o facem. Pentru că avem paradoxal o libertate încă extrem de mare, ne încrâncenăm noi să tot imităm pe stânga, dar nu avem puterea să imităm de adevăratele, atunci automat stăm puțin gâtuiți. Suntem cumva, zic eu acum așa, nu-mi place că poate să sune cam aiurea, suntem urmașii gânditorilor de la Hamangia, nu suntem turditorii de pe plantație. Noi avem în noi ceva, o neliniște cu care putem tatona, avem o ingeniozitate cu care putem da sensul posibil. Se numește foresight, nu forecasting, care înseamnă o predicție după istorie, cu funcții, cu... nu, foresight, înseamnă combinația dintre intuiție și traducerea intuiției prin imaginația care o avem într-un basm. Basmele nu sunt povești de a dormi copiii, sunt povești de trezi părinții. Basmele sunt esențe. Trebuie să învățăm să ridicăm puțin mintea. Deci nu trebuie să facem altceva, să ridicăm puțin mintea dincolo de problemele care le tot spunem, reproductiv, frumos, le mecan niște... asta înseamnă creativitate. Păi, paradoxal, noi ne contrazicem în toate domeniile, văd peste tot. În Politehnică se vorbește creativitate, dar jumătate din cursuri sunt la fel ca alea care am făcut eu când eram acolo. Nu se poate așa ceva. Pentru că asta e inerția socială. Deci automat viața nu se mai face prin instituții, viața se face prin cuplași, prin acest networking. Prin asta faceți un networking extraordinar. Haideți să asamblăm și alte tipuri de informații care să ajungă, căci aveți un renume. Dacă mă ies pe piața, smuntenisme, ai le cunosc, ai vorbește frumos, dar n-am înțeles nimic. Și hai să vedem ce lipsește, care sunt accentele, cum putem să le împachetăm. De ușurat munca transformării nu pot. Într-o metamorfoză, știți cum zice, asta în știința materială spune, cum să spun, metalul printr-un tratament termic suferă o transformare. Chiar suferă, chiar ar să fie, adică materialul suferă o transformare și noi suferim acum o transformare, nu ne dăm seama. De aici ajutăm, e ca la moșită, îl ajutăm, dar nu îl ajutăm simplificând. Că tot am fost foarte aproape de ziua lui Brâncuș. El spune așa, simplitatea este o complexitate rezolvată. E ce vrei mai fascinant. Nu poți să inviți complexitatea, corelațiile astea, dar când ai înțeles corelația, ai făcut un salt și înțelegerea s-a simplificat. În esență, nu s-a simplificat prin simplism. Nu mai am nevoie nici de asta, mai am eu trei lucruri și eu să le știu bine și asta e în ordine. Deci trebuie să facem, și asta sunt, cum să spun, valorificarea esenței istoriei românești între Orient și Occident. Între că e sau, adică e și nu sau. Este și rațiune, este și minte, este și suflet și spirit. E mai, și împreună. Nu una împotriva celelalte, cum este emisfera orientală și occidentală, adică Tibetul și NASA. Noi nu suntem, noi suntem o parte din Tibet și o parte din NASA, care le punem împreună, e dincolo de amândouă. Adică e o busolă în orientarea către transformare. Da. Da, Lina. Stăteam, am avut o, ce ai spus tu mai devreme, mi-a trezit o amintire, întrucât am avut o conversație cu părinți și la un moment dat am vorbit despre starea de bine, zic că ok, suntem aici să schimbăm resurse, să punem idei și asta are, bineînțeles, aduce multe beneficii. Însă cum avem grijă de noi, cum avem grijă de starea noastră de bine, în final este o întoarcere la noi înșine, pentru că suntem aici ca să ne focusăm pe ce facem pentru ceilalți. Și zic, și când ne uităm la noi înșine, avem acele patru dimensiuni, fizic, mental, emoțional și spiritual. Ei, când am spus cuvântul spiritual, reacția a fost, eu sunt o persoană care cunosc lumea prin știință. Nu vreau neapărat nimic. Deci o respingere a cuvântului spiritual. Și eram curioasă să văd care este opinia ta legat de această această rezistență în final a spiritualității, dacă stai să te gândești, de unde ar putea porni această, am și eu niște idei, dar vreau, sunt curioasă să le au pe ale tale, această dihotomie, e ca și cum știința se află aici și spiritualitatea se află în partea cealaltă. Și ceva din ce ai spus m-a invitat să pun această întrebare. O să îndrăznesc că dacă poți să-mi dai drumul puțin la prezentare, că are răspunsul este exact în această zonă. Mi se pare foarte important răspunsul.
Apropo de Blaga, metafizica este geometria proiectivă a spațiului spiritual. Asta vă spun din matematică, vorbind și din partea spirituală. Deci, încă o dată, consider că lumea a confundat și a fost un dezavantaj și un avantaj. Dar acum devine partea de dezavantaj ceea ce a sumit popularizarea științei. Lumea nu înțelege ce e știință. Înțelegeți? Că dacă ar fi înțeles ce e știință, dintr-o dată ar fi înțeles că ea nu poate fi fără nespirituală. Căci omul, ca să ajungă să înțeleagă și să își creeze o imagine cu care să își proiecteze o extindere a simțurilor printr-un telescop sau un microscop, că l-avem în momentul de față, care nu mai are legătură cu microscopul, ci poate să vadă niște lucruri de neimaginat, a făcut-o cu ajutorul puterii minții. Întotdeauna în spatele produsului a fost mintea mult mai înainte, deci automat dimensiunea spirituală este încorporată în știință în toate domeniile ei. Numai că, în principiu, semantic s-a creat o dihotomie legată dintre creaționism și evoluționism. Pentru că, fără să vrei, spațiul spiritual presupune existența unui răspuns sau acceptat unui răspuns dincolo de, cum să spun, o întâmplare a realității. Și atunci, fără să vrei, lași loc unui creator. Deci se creează o problemă în afara omului și deci apare o bifurcație ontologică care trebuie tranșată de fiecare în parte. Universul e o întâmplare sau e o creație? Dacă se întâmplă să fii crescut în mediu în care această tranșare este de tipul teologic, cuvântul smerenie, cuvântul, știu eu, împreună lucrare și alte cuvinte sunt naturale, sunt normale, ai dezvoltat, ți-ai creat și un simț, ai creat de deschidere și ai aceeași atitudine când vine cu o problemă foarte pragmatică în zona pe care o neglijezi. Deci noi suntem într-o lume duală care a generat cele două elemente fără să vrem. Când a venit acum, deci știința s-a ocupat de materie, asta e istorie. Știința s-a ocupat de proprietățile materiei și de utilizarea ei cunoștințelor pentru a crea un mediu din ce în ce mai permisiv, dacă vrei, pentru, și mai sigur pentru viață, cu partea bună, partea rea. Și nu s-a ocupat de întrebarea filozofică, cum existăm, ce existăm, probleme mai de filozofie. Deci s-a creat ceva de pragmatism, e normal să fie asta, că unii sunt... Asta e menirea lor, fiecare un rol pe toată structura respectivă. Unii sunt furnici lucrătoare, alții sunt furnici gânditoare. N-am văzut niciodată împreună lucrarea, pentru că întotdeauna am fost mediați ca social de către un comunicator. Și comunicatorul a fost creat în final în raport cu niște emanații în astea, în emergențe, în astea care au fost istorico-politice, preconcepte. Acum știința a ajuns de asemenea manieră încât aduce în împreună lucrare. Metafizica înseamnă reluată, reformulată prin transdisciplinaritate, reluarea conceptului de logos, reluarea conceptului de conștiință. Să vedeți și dacă eu tot am și alte fel de cursuri, am un curs de tip mind building. Facem body building și facem mind building. Pe aici facem mind building, că este un exercițiu mental să te joci cu noțiuni, concepte, să începi să vezi altfel. Deci este tot un training. Și ca să poți să vedeți cât de spirituale sunt elementele actuale ale textelor de știință despre conștiință, starea de qualia, care este starea de trăire interioară, care nu pot comunica, nu are comunicare. Cum arată nouă model a realității, care este și structural, adică are o parte care se poate vorbi despre ea cu muzică, cu cuvinte, cu ce vreți noastre, cu inclusiv inteligența artificială, dar există o parte subtilă care nu se poate decât interacționa personal. Dacă e personal, nu pot să o comunic și nu fac din asta teologie, ci din asta este o fac un prilej ca să mă întâlnesc cu mine însumi în altă zonă. Deci încep să se așeze lucrurile, dar trebuie postulat că este un spațiu spiritual. Dacă cineva în ziua de astăzi nu înțelege că știința a spus prin Schrödinger ce este viața, pe este și materie și spirit. Și Schrödinger nu a spus-o, știu eu, cineva din New Age și încep să cauți ce vrea să fie spiritualul, cum mă apropii de el. Care este problema de, cum să spun, de relație minte-materie? Deci ai nevoie de o altă gândire care vine din diferite zone. Și atunci încep să ajung la ceea ce vreau să spun, apropo de cum văd eu. Avem ceea ce se numește, definesc ca fiind științele naturii, care folosesc elementele de demonstrare, de măsurare, este dimensiunea cantitativă. Științele naturii au în spate matematică, fizică, toată partea asta de cunoaștere. E partea... postament pe care a evoluat permanent din ce în ce mai subtil și ne-a dat o versiune cantitativă. Dar este doar o fațetă a cunoașterii. Asta are un avantaj major că este transmisibilă în masă, pentru că are cunoașterea tacită
împachetate într-o cunoaștere explicită și cu o formă de cuvânt și cu minte constrângere încep să înțeleg despre ce e vorba. Realitatea mai subtilă este că există și științele spirituale. Științele spirituale sunt științele care îmi determină interpretarea unei afirmații în context. E o problemă de hermeneutică, e o problemă de a căuta sensul pentru a înțelege, nu pentru a reproduce. Matematica, dacă mari matematicieni sau mari oameni de știință au pornit de aici, prin intuiție, prin probleme de har, de probleme de specificitate spirituală și au adus-o într-o formă cantitativă prin transformarea intuiției în mesaj și după aceea într-o experiență și după aceea în schimbare de realitate. Dar întotdeauna asta a fost în câteva nume. În principiu, problema interpretării este extrem de particulară. Deci, științele spirituale au nevoie de o rafinare a minții pentru a putea înțelege în context. Și atunci avem interpretarea care, dacă știu să o fac și am această meserie, e o meserie care e mai aproape de filozofie, care noi n-am avut-o, că am considerat o pierdere de timp, că noi suntem pragmatici, avem de făcut producție. Și feedback-ul era dat de cantitatea de bani care îi faci pe ora de nu știu de care. Și asta nu depinde de tine, ci de paradoxal, munca e personală, dar succesul e dat social. Trebuia să înțeleagă socialul și am făcut tot timpul buclă pe social. N-am făcut bucă pe dezvoltarea omului. Cine a făcut așa, îi se părea că e... Acum vine partea cea mai complicată. Am interpretare cum? În litera legii sau în spiritul legii? Păi în spiritul legii este dependent de context, de cultură. Culturile sunt cultură de mari, metaculturile astea, cum ar fi, știu eu, orientală, occidentală, dar sunt culturi de grup. Deci noi ne-am fragmentat în multe interpretări, iar mass media a jucat un rol foarte clar în a ne băga în bucățele, în celulizări, prin preconceptele în care interpretăm un text. Și atunci, ca să închei treaba asta, să spun cât de tare mă lovesc și eu din, și cât de tare înțeleg ce ai zis, Alina, vis-a-vis de implicarea cuvântului spiritual cu reacția corespunzătoare. Eram la Academia din Iași și am ținut o conferință la un moment dat pe ortofizică și în principiu în această conferință am adus fără să vreau discuția de Steiner, care e părintele științelor oculte. Și când am spus și așa cum și Steiner spunea în științele oculte, am simțit același lucru cum sala s-a polarizat în două. Unii dintr-o dată așa parcă au respirat, în sfârșit se vorbește și despre chestia asta și ceilalți au spus: ce caut ăsta aici? Adică am avut să mi-o dat în stomac. Și atunci am profitat de momentul ăla și le-am spus, hai să ne uităm în Dex. În Dex e fundamental ce spune la cuvântul ocult. Hai să vedem care e aura semantică a cuvântului ocult, că probabil cuvântul ăsta l-aveți asociat emoțional cu ceva neplăcut și ați spus, n-ați mai auzit ce am vorbit anterior, care era toată lumea foarte prinși, și întotdeauna mi-a schimbat relația și raportul cu mine pentru că am folosit un cuvânt, pe nu cuvântul meu, e cuvântul noastră. Și ce e ocult? Pe ocult este tainic, misterios, ascuns, pitit, neînțeles. Păi dacă mă uit la toată aura asta semantică în jurul cuvântului ocult, o să văd că tainic și misterios sunt de o calitate, ascuns, pitit, neînțeles, necunoscut, e de altă calitate. Deci, cu alte cuvinte, ascuns înseamnă o intenționalitate a cuiva care ascunde. Deci, în spatele acestui lucru este deja un sentiment de conspirație, adică, științele oculte, conspirații, științele oculte, deci cuvântul în sine nu are nicio valoare. Și cuvântul în mintea mea, a fiecărui dintre noi, a fost asociat cu o emoție într-un plan emoțional în raport de cultura și contextul în care s-a născut. Și atunci, și din clipa asta, sunt pavlovian. Ca să ies din reflexul ăsta, să înțeleg în context, să fac ce în spiritul legii interpretarea, am nevoie de un training, de a fac întâi mind building, pentru a-l pregăti pe om să intre în jocul respectiv de a se transforma și poate în etapa a treia, dacă ne mai dăm Dumnezeu și nu ne împușcăm înainte de limită, să ajungem să avem și un efect social. Dar trebuie să începem cu cine poate să înceapă și începe să înțeleagă treaba asta. Deci, acum vine partea cea mai dură. În litera legii, așa scrie acolo, așa fac, este o interpretare clară, puține lucruri pot fi făcute doar decupate de context, adică în litera legii, dar în spiritul legii am văzut că e mai complicat, dar ce ne facem dacă se schimbă legea? Adică noi înțelegeți că se schimbă paradigma? Adică toate cunoștințele care ne-au creat bunul simț, cu care interpretăm, fără să înțelegem, să le interpretăm că așa am fost obișnuiți, se schimbă.
Când însă legea se schimbă, ce mi-e litera legii, ce mi-e spiritul legii? O să fie o confuzie de neimaginat, că nu înțeleg nici legea litera ei, nu înțeleg nici, cum să spun, în spiritul ei. Deci noi suntem într-o turbulență de reașezare a omului pe cu totul alt nivel. E minunat, este fascinant. Dacă aș putea să vă transmit energia mea o secundă cât de fascinantă este și ce energie primești prin această sinteză, dar ea pare nepragmatică, ca să nu aduce niciun ban în buzunar și nici recunoaștere, pentru că îi deranjezi pe toți. Adică ești prea filozof pentru oameni de știință, ești prea știință de știință pentru ei, ești prea pragmatic, pentru că ai o bucățică din toate și nu ești cu una din grupe. Și dacă tu nu ești polarizat pe una din grupe, din clipa respectivă ai o problemă că nu ești cu toată lumea și nu ești cu niciunul. Cât Ești timp cu încă tine. ai ceva Ești cu tine. da te privește. Adică trebuie să ai puterea să te suporți pe tine, indiferent de ce imaginea celor din jur. Deci trebuie să ai stabilitate emoțională și de aceea zic eu că prima problemă este de să ajutăm pe oameni să rămână, că degeaba fac eu teoria frumoasă a cunoștințelor, nu știu de care, dacă omul este într-o tensiune mare și într-o agitație așa de mare datorită fluctuațiilor pe care nu le mai poate controla. Deci înțeleg contextul, dar trebuie să înțeleagă fiecare că nu e de vină nimeni, este o perioadă, societatea cunoașterii este o evoluție firească a omenirii în nouă sferă. Nouă sfera, această gândire abstractă a emanației umane se reașează, se recondensează și dă altă viziune asupra întregului sistem și automat îmi rupe și legătura, rezonanța mea cu acel spațiu și nu mai înțeleg eu în interior, așa am o stare de panică, fără să fie foarte tradusă concret. E ca și când simte turma, omenirea, turma simte că se întâmplă ceva mai profund. Și atunci, fără să vrei, o sensibilitate de turmă, e un pericol, e o stare de agitație. E firească, pentru că este o transformare. Cu școala care o facem, nu se poate merge mai departe. Cu modul în care valorificăm realitatea, nu se poate merge mai departe. Și ajung și la întrebarea asta de sisteme adaptative. În cadrul științelor complexității există în câteva domenii, o să merg foarte rapid acum aici, pentru că asta ar fi, totuși, ca să facă și un fel de sinteză, ce resurse conceptuale trebuie să luăm. Nu trebuie să fim specialiști. Trebuie să simțim sensurile care să ne ajutăm fiecare din meseria care o avem să începem să facem niște conexiuni. Deci există întâi așa numită știința complexității, care îmi dă șansa să găsesc forme concrete de obiectivare și de evaluare cantitativă pentru niște fenomene care până acum erau calitative. Deci automat știința complexității începe să înțeleagă, este o sinteză, știința complexității, cuvântul complex este echivalentul etichetei care spune un saltul de la complicat la complex, de la mecanic la organic, de la liniar la neliniar. Deci îmi dă o altă direcție, îmi dă ceea ce înseamnă viu, viață. Încep să am instrumente cu care să înțeleg ceea ce până acum doar filozofam. Fără domeniul ăsta de IT&C, fără inteligență artificială, meta-analiză de date, deep learning, data mining, fără astea care sunt mijloace, sunt socotitoarele care le-am înainte, rigla aia de calcul care aveam eu când eram student, fără acest domeniu care să mă ajute să îl valorific pe știința complexității, nu vom merge mai departe. Deci am nevoie de măcar noțiuni introductive. Și am cursuri făcute, că cu asta m-am ocupat, că eu am trăit, v-am spus, sunt născut în 52, deci practic am văzut primul televizor, a produs Tempul pe la noi. Deci nu erau, nu că nu, deci am fost cumva contemporan cu toată această evoluție. În principiu, tehnica asta este partea tehnică cu care mă ajută să experimentez, că nu mai experimentez prin simțuri, că n-am cum, sunt prea abstracte. Să experimentez unele lucruri care știam numai eventual filozofic. Cea mai importantă modificare este informația ca dimensiune ontologică. Adică informația, acea structură de care spuneam la început, muzica aia, mesajul. Informația este cea care arhetipal generează realitatea energomaterială care o văd în ziua de astăzi. Și să nu uităm că părintele ortofizicii este Drăgănescu. Deci, probleme de neuroștiință, creier, teoria eterului, unde scalare, morfogeneză, deci sunt deschideri către o cu totul altceva. Știți că există în basurile noastre bacheta fermecată, adică intenționalitatea omului putea genera materie, obiectul care avea nevoie.
L-ați văzut deja pe lângă bagheta fermecată în filmele de Star Trek, replicatorul. Avem acum printare cu 3D. Da, 3D tot cu materie. Dar noi ne punem problema datorită acestei gândiri să printăm cu elemente din universul direct, adică cu quarci. Adică să materializez direct obiectul, pentru că de fapt orice obiect de genul ăsta e informație condensată acum și aici. Începem să înțelegem treaba asta, iar Drăgănescu în ortofizică definește această tehnologie numită ortotehnologie, cu un aparat numit ortotron, care deja este pe masa de lucru, urmează să apară. Păi vă dați seama, dacă am acasă un replicator și nu mai stau dependent de materia de afară și nu mai am probleme să debatem pe petrol și pe alte elemente, pentru că materie există în informație oriunde, în orice punct al spațiului ați dat materie. Deci asta schimbă complet modul în care mă uit la realitatea înconjurătoare, schimbă modul în care fac cercetare. Iar în final, transdisciplinaritatea ca metodă care leagă tangibilul, cuantica, de transcendent, de spiritualitate. E o metodă de integrare, un metalimbaj care pregătește saltul pentru conștiință. Deci asta măcar trebuie să o transmitem la nivelul masteratelor, la nivelul doctoratelor copiilor noștri. O bucățică, un apendice, măcar să înceapă să ia, pentru că pentru fiecare bucățică din esența ce ai scris aici, există deja catedre, rezultate, aplicații. Deci nu este o problemă de filozofie. Secolul următor va fi secolul complexității și asta mi-aș dori eu să o aveți pe internet. Asta e o hartă dinamică în care fiecare element de aici este, cum să spun, dacă fac click, da, nu știu de ce se întâmplă chestia asta. Nu vreau. E în prezentare. E prezentare, probabil. O să trebuiască să scot eu un pic din prezentare de aici. Da? Fiecare element, nu știu dacă funcționează. Nu știu dacă se vede acum. Acum, da. Da? Deci fiecare element de aici este de fapt o hartă dinamică a evoluției istoriei acestui domeniu al complexității. Cine a făcut-o, în ce an și dacă fac click pe asta, îmi dă esența unui început. Măcar înțeleg cât de mare a fost efortul mental pentru a vorbi de CAS, de sisteme cu adaptare, sau de a vorbi despre inteligența artificială și mai departe. Deci e spectaculos și uitați-vă un pic aici ca idee. 1960, 1970, 80, 90, pe diferite fațete, pornind de la matematică, dar ajungând în sociologie, în alte tipuri de rețele, tipuri de... E cam așa arată în ziua de astăzi elemente fundamentale necesare pentru a putea explicita lumii realitatea înconjurătoare, adică cum să spun. Nu? Da. Nu mai trebuie să facem cursuri sistematizate. Profesorul, din punctul meu de vedere, este ca noțiune ușor depășită. În sensul că profesorul era acea entitate care avusese abilitatea de a putea sintetiza cunoștințele dintr-un mic domeniu într-o formă simplificată, cu talent sau nu, de a prezenta copiilor uneltele numite cunoștințe. În principiu, această meserie însemna că am o curiculă, toată lumea vorbește de planul înclinat, unul mai cu har, altul mai cu un sictir, de hilimele neacademic spus, și în final asta este realitatea respectivă. Eu zic că, în principiu, profesorul și-a creat, să zicem, această... A fost depășit, dacă vrei, de sinteze de genul ăsta și ar trebui să-și mute accentul către mentorat, către animator, către ideea de a insufla această abilitate de a folosi informația care este în momentul de față extraordinar de bine structurată într-o formă în care am acces la o realitate multidimensională, inclusiv foarte pragmatică, în laboratoarele lumii. Vreau să văd ce înseamnă, știu eu, legătura dintre starea de sănătate, apropo de muzică și sănătate, și dinamica petelor solare. Am permanent acces la vremea pe soare, cu toate datele, cu numărul de pete, cu câmpul magnetic asociat, cu furtuna magnetică, pot să fac un studiu de acasă. Nu trebuie să, să am în mine, să mă scurme, domnule, spuse neacademic ceva, să mă scurme pe mine o temă.
Păi dacă tot timpul eu sunt pavlovian, mi se spune ce trebuie să fac și cum să-i fac și cum să fie creativ omul, dacă din clasa întâia se dă să rezolve niște probleme deja definite de alții. Nu? Deci în sensul ăsta zic că ar trebui reorientată și regândită povestea la un moment dat. Eu am pierdut imaginea, nu mai știu pe unde sunt. Ești, cred că ai ieșit din prezentare și ai intrat în altă... În altă chestie care... Probabil că trebuie să ai undeva în bara de jos PowerPoint-ul deschis. Dacă nu, cumva l-ai închis. Ăla e. Da. Și ca să închei partea respectivă, arată cam așa ceva. Dacă nu pleci confuz după un curs despre complexitate, înseamnă că n-ai fost atent. Cam asta este esența respectivă, pentru că cu asta m-am, cum să spun, luptat o viață întreagă, pentru că, fără să vrei, cum spune și Kelly, de la London School of Economics, aplicarea științelor complexității în realitatea de zi cu zi nu este o problemă banală, ci este nevoie de o nouă stare de spirit, de un nou vocabular, de o mare deschidere pentru o schimbare fundamentală. Deci nu este o machiere, ci o schimbare fundamentală. Nu mai știu unde am imaginea site-ului unde să vă văd pe voi. Ca să ne vezi pe noi, o să scot prezentarea și cred că acum ne vezi pe noi. Nu mai am deschisă fereastra, nu mai știu pe ce era. Trebuie să minim... Este o fereastră cu un punctișor roșu. Deci dacă cauți, este un punct scrie StreamYard. Ca și cum ar fi recording. Sus în bara de Chrome. Da. Sus în bara de Chrome. Sus în bara de Chrome. E un cap de rățușcă, StreamYard și un punct roșu, care depinde cât de mare ai spațiu, ceva trebuie să se vadă din ele. Incredibil, nu văd nici rățușca. Nici punctul roșu. Nici sunt pe browser, să văd dacă nu cumva s-a deschis cu alt browser. Nu, pe browser trebuie să fie. Încerc scuze, nu contează, oricum... De văzut, da. De vedem. Da, asta e cel mai important. Oricum, ne vedem bine. Aș vrea să spun câteva lucruri. Începusem discuția apropo de faptul că în antichitate oamenii aveau posibilitatea să cuprindă deopotrivă arta, știința și filozofia și lucrurile erau gestionabile. Eu am un punct de referință în facultate, cred că eram înainte de Revoluție, în anul 1988, când povesteam la biologie celulară. Profesorul de atunci ne explica că în lume există profesori care se ocupă doar de o moleculă din membrana celulară. Deci noi eram la medicină gândindu-ne la om, el era la biologie moleculară și ne povestea despre celule și molecule și ca să înțelegem dimensiunea zoom in-ului, ne explica că despre o singură moleculă din membrană, deci nu toată celula, nu toată membrana, există profesori universitari care studiază lucrul acela și sunt specializați în studiul respectiv. Acum deja, cred că mulți dintre noi nu trebuie neapărat să fi trecut prin medicină să înțelegem nevoia asta de a face zoom in la nivel molecular. Și cred că acum suntem cu toții specialiști în ce înseamnă un virus și de ce, probabil, la un moment dat o să înțelegem și de ce la calculator se numesc virus și în medicină se numesc virusuri. Și apropo de zona asta. Și mai am un moment de referință, lucram în domeniul farmaceutic și povesteam cu cineva despre nevoia de a înțelege într-un domeniu specific cum este gastroenterologia. Cred că trebuie să te adăugăm cu... E mai bine așa, da? Da. Perfect.
Într-un domeniu specific cum este gastroenterologia, de exemplu, trebuie să înțelegi domeniul în ansamblu, dar trebuie să te specializezi pe o anume patologie, pentru că nivelul de informații în lumea medicală e atât de, de important că e imposibil să ții pasul cu tot ceea ce se întâmplă. Și de aici, ascultându-te pe tine și toată emisiunea asta pe care am făcut-o și pentru care îți mulțumim, mă gândeam la faptul că în jurul nostru este plin de zgomot, care automat determină în noi un alt fel de zgomot, apropo de ce blochează comunicarea între noi, și felul în care reușim să transformăm zgomotul ăsta intern în muzică, care să ne fie de folos, ne ajută să ne întoarcem către lumea exterioară și să simțim, să descoperim muzica în toată această, aș asemăna zgomotul cu, poate nu fac metaforele potrivite, cu ceea ce este complicat și muzica cu ceea ce este complex. Și din zona asta de complexitate luăm acele bucăți care ne sunt utile și au, ca să ajungem și către meloterapie, au un element benefic pentru fiecare dintre noi. Ca idee, e deja un ecou, cred că s-a deschis altceva. O să dau jos asta, că mă aud pe mine așa de tare. Se aude? Se aude foarte bine. Cred că erau de la căștile tale. Eu deja, când pun asta, deja mă aud așa de tare că... Deci s-a făcut o perturbație oricum. Senzația este cam așa. Cuvântul zgomot, în momentul de față, este ceva de neînțeles. Orice fluctuație pe care nu înțeleg e un zgomot. Uh-huh. Adică nimeni dă o altă conotație de ceva care trebuie filtrat sau negativ, ci este o problemă de adaptare a minții pentru a putea găsi, căci constatăm acum că exact în zgomotul ăla e mai multă informație și mai multă semnificație decât ne putem imagina. Deci când am o fluctuație a cărei semnificație nu o am, deocamdată o bag într-o categorie, într-un raft, o să fie poate mâine, dar deocamdată nu o pot interpreta, de ce zgomot. Un exemplu concret apropo și de meloterapie pe alt nivel, inima cântă, nu bate. Noi avem o metodologie, de exemplu, de a vedea sistemul cardiovascular, dacă ai prima mișcare să vezi dacă ai tahicardie sau nu, iei pulsul. Adică ce? Numărul de bătăi pe minut. Pe numărul de bătăi minut ce face? Șterge micile aritmii dintre două timpii dintre două bătăi, pentru că inima nu e metronom. Și dă 60 de bătăi pe minut. Dar într-un minut sunt, să zicem, 50 de bătăi, între două bătăi sunt mici fluctuații. Exact fluctuațiile de acolo au devenit metodologie pentru a înțelege că inima e sănătoasă, paradoxal. Inima devine bolnavă când devine monotonie, adică în clipa în care inima e monotonă. Sugerând parcă un lucru interesant, că în principiu picătura chinezească sau monotonia ucide viul. Deci în principiu inima cântă. E un tip de instabilitate care are și o conotație de tip haos, deci este un fel de dinamică haotică, care are avantajul că este foarte sensibilă și poate să sară de la dezordine la ordine, de la haos la un tip de ordine, care devine un fel de dinamică armonică a inimii, în care intri într-o formă de stare mai subtilă sau de conștiință modificată, apropo de ceea ce se numește HeartMath, matematica inimii, un institut de cercetare. Deci, încă o dată, e clipa în care nu lucrăm cu niște granițe foarte nete între niște lucruri și definim concret niște elemente care să ne se substituie acelei dihotomii, care să poată mintea să caute, că dacă i-a pus ideea de zgomot egal neplăcut, automat am tăiat toată povestea. Da. Nu? Și trebuie pregătită problematica respectivă, pentru că, cinstit vorbind, organismul meu, ca să fie sănătos și întreg, are nevoie de toate elementele componente, de funcționarea armonioasă a dinamicii rinichiului, a dinamicii cardiace, a din respirații, în raport cu ce am de făcut, în raport cu intenționalitatea mea de moment în realitatea de aici. Deci, automat, nu pot să mă joc fără această medicină integrată, această abordare holistă. De-abia acum să începem să punem ordine și să vedem ce transportăm dintr-o filozofie metafizică a unei medicini cuantice, că se poartă acum, dar eu amestec de realitate, de nerealitate,
în noua formă de abordare în care sigur am nevoie și de specialiști într-un domeniu foarte clar și foarte pragmatic, de știu eu, pentru partea de plământ sau pentru partea de vase sau pentru detalii, cum ai zis tu, la nivel de moleculă. Informația o avem deja condensată și inteligența artificială îmi permite în ziua de astăzi să fac sinteze în timp ce operez, să pun o întrebare și întrebarea îmi scoate deja din cazuistica la nivelul de 1 milion de date în timp real o observație care mi-e utilă. Deci avem instrumente care sunt deja la latitudinea și a folosirea noastră, dar pe la nivelul dacă e o instituție. Deci în principiu este o formă de a face apel la istoria omenirii, dar asamblarea informației într-o realitate se face altfel. Deci noi trebuie să avem această abilitate să ne extragem din cutumele locale, să avem curajul în interacțiuni, să stăm puțin în sosul ăla unde nu înțeleg nimic, adică interdisciplinar, și treptat să fac un fel de exercițiu de gândire pentru a putea opera puțin în spațiul ăla, dar nu pentru a deveni din medic inginer sau din medic IT-ist, nu, pentru a vedea ce pot să aduc la medicină din elementele colaterale ca atunci când mă întorc în meseria mea să mă întorc la alt nivel. Și să-mi permit să generez punțile dintre discipline ca să pot să adaug mai departe în școală, la noua generație, abilitatea asta de a-și alege adecvat, nu bun sau rău, nu artă sau știință, ci adecvat contextului. Prin educația care o fac de tip frumos, de tip estetic, nu frumos de tipul ăla, cum să spun, educațional. Că dacă te duci, mi-aduc aminte că aveam o prietenă care a fost într-o echipă la un muzeu mare, la o expoziție importantă în Londra de artă modernă și la un moment dat, pentru că așa era contextul, să facă și un pic de curățenie, că venea din nou deschiderea. Și într-un colț era așa, un fel de gaură, un praf de jur împrejur și era înăuntru o hârtie. Și a vrut să facă curat acolo și a țărit ea acolo, care era operă de artă expusă. Deci, în principiu, nu orice artă este acel frumos de care vorbim. Asta înseamnă anumite raporturi, anumite geometrie sacră, dacă vrei, anumite arhetipuri care determină frumosul, dar trebuie să ne facem sensibilitate pentru asta. Că nu avem sensibilitate pentru așa ceva. Avem sensibilitate educațională și frumosul nostru este ăla impus de niște reguli, nu despre natură. Și acum trebuie să facem niște shift-uri. Dacă ieșim numai în natură dintr-o dată și dintr-o dată devenim numai naturiști în ăștia în care ne desprindem de societate, ducem în natură, e la fel de greșit. Nu vom, suntem cum să zic, condamnați să traversăm această perioadă luând și punându-ne împreună, dacă știm să o facem. Noi sperăm că da și pentru că am ajuns la momentul citatelor, din nefericire timpul nu mai are răbdare cu noi. Noi avem răbdare cu el. Cred că coaching-ul ne ajută foarte mult în a ne dezvolta abilitățile noastre de a ne asculta unii pe alții și a fi împreună și a construi frumos împreună. Aș vrea să îl salut și pe Andrei și să-i mulțumesc că ne-a urmărit ca de fiecare dată. De asemenea pe Bruno și m-aș opri la citatul pe care ni l-a dat Bruno din Wayne Dyer, Don't die with the music still in you. Și aș ține zona asta de final și de închidere, să vedem dacă la Alina sau la Florin mai e ceva de spus. Clar mai e, dar pentru emisiunea de acum și cu siguranță vom face o punte către o altă discuție cel puțin la fel de interesantă. Alina? Da, eu iau din ce a spus Florin, au fost firește mai multe, că așa face creierul nostru, diverse asocieri sau... Da? Cuvintele sunt convenții, așa cum și sunetele muzicale sunt convenții. Convențiile respective, deci această conversație a fost o invitație despre a vedea dacă este o convenție, a cui definiție o am, a părinților, a familiei, a tuturor oamenilor care au venit din jurul meu sau care este înțelegerea mea. Și este o invitație despre a-ți cânta propria muzică, în speță a încerca să-ți cauți propriile definiții și propriile răspunsuri pentru sunete, pentru cuvinte și a trăi
în propriul tău adevăr, propriul tău adevăr care nu înseamnă că trebuie să fie deconectat, cum ai spus Florin, e cu un picior în tine și un picior în exterior, ca să zic așa. Și îți mulțumesc frumos pentru această călătorie și aștept cu curiozitate, eventual în viitor, alte conexiuni. Ce să zic, eu vă mulțumesc din suflet pentru toată atmosfera generată și pentru oportunitatea asta. Mă simt efectiv puțin mai liniștit în interior, pentru că experiența pe care o aveți de a dialoga cu lumea este departe de a fi putut să o fac eu vreodată. Deci automat mă simt puțin mai ajutat să folosim eventual împreună o serie întreagă de lucruri care sunt validate internațional cu generare din spațiul ăsta. Eu nu sunt adeptul că românul este buricul lumii, dar din punct de vedere spiritual stăm pe buricul lumii, adică avem o anumită poziție de echilibru care ne dă și instabilitatea noastră, dar în același timp ne dă și momentele de străpungere și care trebuie doar acum să le împachetăm de o asemenea manieră, pentru că nu tehnologia trebuie ajutată, nu economia trebuie ajutată, omul trebuie ajutat. Și ca să ajută omul, în principiu, nu prea este pragmatic, nu prea este business chestia asta, ajută omul, că trebuie să ajute, așa e gândirea. Deci, automat, nu prea o zonă occidentală care este eminamente pragmatică, nu are energia necesară să facă această reașezare a informației ca să ajute omul, pentru că nu e în firea lui. Iar omul ajutat în Tibet, în principiu, nu are nevoie de instrumentele astea, că e deja transcendent. Deci, omul, în sensul ăsta, am putea să ne facem menirea. De aceea am spus că pentru mine omul, adică această poziție pe care avem o responsabilitate, nu este o mândrie că suntem primii, care am nu contează asta, nu suntem, suntem o zonă care avem acum misiunea, dacă ne asumăm, de a încerca să filtrăm limitele Orientului cu limitele Occidentului, astfel încât interiorul și exteriorul să-și găsească raportul, să-și găsească meseria ca mijloc și nu ca scop, să-și găsească deja cuvântul de spiritualitate readus în vareta lui, dincolo de partea asta aparent teologică, care de multe ori se amestecă într-o formă brutală, să demontăm ideea că omul de știință a dus rău și omul de teologie este singurul capabil să discute cu Dumnezeu când amândouă sunt dogme, să le punem într-o formă de reașezare care să nască la un moment dat o nouă societate. Noi vorbim de societatea de Găinescu, apropo de Părintele Ortofizicii, ultima lui carte a scris Societatea Conștiinței, singura sustenabilă, și avem argumente, adică avem un drum, chiar dacă pare utopic, în momentul de față este singura valoare la care noi am putea să facem contribuția cu 10% din experiența fiecăruia de a putea difuza într-o formă mai deosebită în acel retreat, în acea zonă de concedii, în acel vis care l-am și eu aici în brand, de a face din brand nu numai brandul lui Dracula, ci un spațiu atractor, dar care să vină omul să-l vadă pe Dracula, să dea de semințe pentru altă lume, apropo de cartea care am scris, o semințe pentru altă lume. Cum arată semințele? Eu am o idee, dar pragmatismul și în același timp expertiza de coach pe care o aveți, am putea să-l aducem din acea, cum să spun, schiță în ceva care chiar să înceapă să difuzeze ca semințe pentru altă lume, care, fără de care eu consider că s-a atins pragul la care ideea de nesustenabilitate este deja evidentă. Vă mulțumesc mult, îmi pare rău că exact partea pragmatică, cum am făcut, că am reușit cu aparatura care o am de inteligență artificială, care e un program gratis, care poți avea acasă, să bag o bază de sunete și muzică clasică, obișnuită, telele astea de zgomote, foarte diferite, inclusiv zgomotul planetelor, pentru că fiecare planetă are un zgomot propriu în radiația electromagnetică, le găsiți ca pe bază de date, deci e generală, și să vedeți ce interesant este cum calculatorul neuronal a reușit să identifice și să izoleze într-un cluster sunetele de meloterapie. Deci înseamnă că au ceva special. Nu înseamnă că am rezolvat problema, dar am deja o discriminare care nu e preconceptul meu. Și pot să fac la un moment dat să văd dacă e adevărat sau nu, pentru că a apărut o abundență de creații sonore pentru metafizică, chakra, e un amestec care nu are o bază. Și
Eu pot să și eu simt ca om de știință că dacă tot am niște elemente de acest gen, pot să identific care din ele eventual și pentru ce? Pentru că dacă aș avea doar un șaman care are această abilitate să aleagă exact ce trebuie pentru momentul respectiv, n-aș avea nicio treabă. Dar atâta timp cât el devine o meserie care este făcută după ce am luat un curs, înseamnă că nu e obligatoriu de văzut că n-am încă un senzor dacă ai abilități de șaman sau nu, dar e acea intuiție să alegi ce trebuie și ce trebuie să creezi o regulă. Și pentru asta e o problemă care poate într-o altă întâlnire o să avem direct numai partea de măsurare, care ar putea să fie un fel de temă colectivă. De ce să nu facem un fel de cercetare împreună, lucrare? De ce nu facem o asemenea temă să verificăm? Deci, sunt atâția care ne ascultă. La cafeneaua pe care am făcut-o din acum 15 ani, practic toate au fost înregistrate, toate sunt pe internet, într-o bază mare de date. Pe unii de-abia acum au început să valorifice. Deci nu e o problemă să măsori imediat rezultatul unui experiment de genul ăsta. Îl lăsăm liber. Natura nu va face, dar esențial este să încercăm să vedem că poate fiecare, cu cât mai multe tipuri de melodii interesante care ar avea o semnificație băgată în baza de date, calculatorul va discerne el, nu părerea cu idei preconcepute. După care noi, cu experiența noastră, fiecare ne uităm pe cine a stat, că nu înseamnă că el ne scoate adevărul. Ne scoate niște elemente mai subtile de asemănare dintre niște semnale pe care cu auzul nu le pot vedea. A doua problemă, acum știu că putem face și pot să fac adevărata prezentare. Eu am făcut-o foarte trunchiată acum pentru că ieri am avut senzația că toate imaginile sunt statice și atunci din toată, dar eu am multe filmulețe dinamice ca să simt puțin fenomenul. Fără vizual și dinamică, nu poți să conexezi anumite elemente, că lumea se uită pe cuvinte. Eu cuvintele vreau să fie un fel de, doar un fel de declanșatori care să te plimbă într-un spațiu în care să ți reorientezi puțin direcția ca să poți să faci saltul intern. Și atunci, dintr-o dată, poate ne mai întâlnim încă o dată pentru partea asta pragmatică, cu ideea de a încerca să facem un mic grup de lucru, să ne jucăm cu cercetare, se numește cercetare exploratorie. Cercetare exploratorie e o verigă intermediară către zona asta de necunoscut absolut, în care n-am date, nu știu ce iese, adun informația, experimentez, de asemenea este cercetare exploratorie, care ni se potrivește nouă, că avem fantezie, avem un pic de intuiție și vedem ce se întâmplă. A, dacă iese ceva, ea devine eventual proiect pentru o instituție adevărată. Și aia Asta poate sună să fie ca, ca proiect. Florin, asta sună ca sămânță de workshop pentru Da. Bă, da, viitor. Astăzi am. ar fi extraordinar, ar fi extraordinar. E foarte ciudat, nu pot să folosesc căștile, că mă aud așa de tare că nu pot să mai vorbesc. Dar, în Da. principiu, cred că se poate. Suntem. Depinde numai de noi, că avem puterea oricât de formate. Tot eu spun, n-am timp, că am atâta, eu zic că cine îmi spune că n-are timp pentru el ca persoană să aibă un sfert de oră sau o oră pe săptămână în care se ocupe de cu totul altceva, pentru cunoașterea lui, dincolo de ce știe, și se pregătește pentru zi cu zi, ceva nu în ordine. Deci este o Într-adevăr. problemă doar de gestionarea personală a timpului și să te scurme ceva, să intri într-o zonă de explorator, adică, apropo de NLP și alte lucruri, să punem copilul din noi în faza aia de uimire, ca să-i declanșez acel flow cu care nu mai simt că am timp, că n-am timp, ceva de fapt. Așa este. Nu? Deci avem practic un prilej de co-creare și schimb de valoare Minunat. și o să ne organizăm să ne ducem strict către zona asta de sunete și să completăm ce am început astăzi cu următorul pas. Mulțumim tare mult! Le urăm tuturor celor care ne-au urmărit o zi frumoasă în continuare și o săptămână excelentă și puțină răbdare până la următoarea întâlnire. Mulțumim! Mulțumesc, mulțumesc și Mulțumim! eu. La Mulțumim, o zi revedere! bună!